Una peste alta, o facem să fie faină. Colegul meu, Alex, deja se apucă să desfacă roțile. Eu am slăbit lipul. G20, Alex. Ce Alex. Faci? Păi, de ce faci la G20, Alex? Bă, mai schimb una alta, că m-am plictisit. Da. Grilele astea ce ne-am montat acum 2 ani sau 3, câte sunt? 3, o trecut ceva timp, Alex. Trecut, da, o 3 ani. One eternity later. Grilele noi, mă. Bă, nu cred. Bă, sunt la fel ca astea, mă, că mașinile tău au venit echipate de fabrică, pentru că e M330i, nu-i lipit M-ul ăla, e de fabrică, e ca M40i, vine cu grilele astea, nu-i M3 mașina, e M330i, uite ce fain are dop aici pentru cameră, bă, dar tu ai atâtea dupări, mai ai și cameră, mă. Uite de ce le schimbai, să arăt unde mi-o sărită, uite aici, din cauza asta, o sărit piatra aici, vezi? M-o necăjit are piatra. De acum mi-am cumpărat niște grile. Surpriză? Niște, da, un pic diferite și cu... Am zis că trebuie să meargă grilele, înainte am avut jantele negre. 2000 years later. Eu am pus jante noi, mă. Eu am pus jante noi, mă. Eu am pus lip și el i-a pus jante noi. Da, bă, janta. Da, fain, chiar fain. Bulac, ai jante. Salut. Bulac. Că trebuie să lipești ceva și din. Da. Ia. Nu dau chiar acum o tură. Lasă, du-te o tură tu. Dă o tură, bă, bulac. Hai. Mașina asta și lisete. Nu sună o doză de sobă, mai bun. Hai, dă o tură să vedem. Hai că și eu vreau să dai o tură, că aveam să văd cum arată. Cu compactul. Dai și tot tură cu compactul, bulac. Să filmăm reacția lui bulac, bucuria lui. Și-a avut o bucurie. N-ai venit cu mine la montaj. N-am mai venit. Ce mai bine? Ai trezit de ziua. Ui, ce bine arată, văd, mă. Și acum am luat jante cu gri astea. Le-am dat la schimb și le-am luat pe astea cu gri și trebuie să aibă și grilele ceva gri. Uite acum am modus să le aduc aici la lumină, la aer curat. Unboxing-ul. După aia vine zăpada și nu mai apucăm, înțeleg? Aduc grilele, înainte de zăpadă și le montăm. Bă, dar e fain. De pe ce limba aici? Ceva gen... Ceva America. America Centrală. Hai să vedem ce e aici. Hai să vedem ce e aici. Oh, așa. Moment. Dăm cutia din drum. Și... Oh my god. Parcă arată ceva mai fain, așa? Generația griu, am vrut să meargă, știi, griul ăsta. Griul cu griul ăla, înțelegi? Cu farurile, așa? Cu farurile, gri, da, să fie o... Bă, vezi că arată fain, chiar tare. Și după aia, pe lângă volanul de carbon, ce l-avem acolo, în mașină, știi că am montat un volan de carbon acum, nu 2 ani, un an jumate. 10 years later. Și cum, ce face? Îl pune în semn la semn, pe semnul, dunga cu dunga, bun. Tragem ăștele să nu se prinde. Gata, frate, ai văzut una mufă care am scos ultima, doua care am scos-o în ultima, și acum, șurubul. Ai fost șurubul. Șurubul. Deja s-au și aprins comenzile pe el. Se vede? Se vede. Acum, numai puțin trebuie strâns, e foarte tare. Perfect. Bun. Bun, stai să vedem airbag-ul. Rezolvăm și pe ăsta un pic de... Da, un pic de... Vitaling. Vitaling. Exact. Vitaling. Dressing, mă, să zic. S-a oprit, bă. S-a oprit tot. Hai bine că s-a oprit. Ca să nu mai ștergem eror, dacă m-am gândit că e așa ceva eror, dar bă, cum știu, n-am umblat deloc la ce era nimic, știi? Mamă, ce mai stai, lasă-mă, te rog. Gata, mă. Bă, e nuntă. Să trească miri, bă. Păi cum te-ai inferioară cu asta? Acum, cum îi dau cu padelele astea mari, ăla mici, le scăpam din mână. Am
montat un din ăla cu trimuri de carbon, cu padele, cu din alea. La consola centrală o să le montăm niște chestii, adică uite astea. Ce sunt lumini? Lumini ambientale pe mijloc la consola acolo. Pentru că mașina de fabrică nu are lumini ambientale decât pe bord, pe uși. Este retrofitul ăsta. Deci se aprinde lumina ambientală și pe consolă. Și am ales cu carbon, carbon din ăsta activ. Se bate cu volanul, pentru că am vrut la un moment dat să punem și trimurile de carbon în mașină, dar urmează. Erau așa ieftine, înțelegi? Și n-am mai vrut să le mai iau. Și atunci am ales astea cu carbon. Mi-ai schimbat tu ceva. Păi am spus, jantele, da, grilele, și uleiul și filtrele. Și bujiile atunci când n-ai filmat, când ai fost plecat. Dar acum mai și mai ceva. Ce mai ceva? Mai ceva. Am mai schimbat ceva? Dar nu mai știu. Bă. Aaa, ăla bă, schimbătorul. Bă. Look at all these chicks. Look at all these chicks. Look at all these chicks. Necazuri și supărări, toată lumea are. Ce ură cânti, suciule. Ce? Vezi că cânte bine, bă. Care tablă, mă, asta? Da, zici că e pus acolo. Să răcească motorul. Caz de accident, să desfaci ușor, mă, vezi? Vezi că asta iasă greu, Bogdane. Uite, bă, suciule, cum iasă camera, bă. Are două clipsuri și o împingi. Camerica, uite, țac. Cu aia îmi faci job? Și după tine cu ea. Camera oarbă. Asta e camera moartă, gen. Bă, dacă nu se mai deschidea chipul, ce am făcea în retropilul ăsta și pierdea motorul. La acceptare face la fel. Da, se studează după aia. Alex. Nu bate tare. Nu bate tare. O să vine linia feroviară, bă. Vine trenul. Lo, lo, lo. Bă, ia să fiu, bă, Alex. Eu, bă. Te mai văd, Alex. De la fundul, mai. O gata linia, da, dragilor. Am rezolvat acolo în față. Ne-am apucat când? Acum un an? Acum un an. Am montat astea cu gri aici, nu? Am zis că montăm cu gri, le dăm alea la alte jos, era un pic ciobită. Și montăm astea înăuntru. Nu? Hai să mergem înăuntru. Să vedem ce avem de montat aici. Și dacă vrei poți să vii pe partea alaltă. Cum ți-i mai ușor pe aici? Unde poți să te sui pe trapă? Poți să mă uit pe râs. Da, și filmezi de pe plafon. Nu, am zis că după ce am pus ăsta atunci, ăsta l-ai văzut ăsta? Ăsta. Uai. Am montat kitul ăla atunci. Am zis că montăm astea ambientalele să meargă seara frumos pe lângă astea de pe bord, să meargă și pe mijloc, da? Ca să montăm astea, trebuie să desfacem uite aici unele chestii. Elemente de siguranță, cum ar fi primul ăsta, după care scoatem asta, da? Acum, aoleu, și stai. Fii atent, trebuie scos trimul ăsta care l-am scos și când am dat consola. Hai să luăm ăla de plastic, să scoatem trimul. Trimul scoatem așa, partea din spate, o dată, bun, așa, și acum trimul în sus. Uite așa, scoatem trimul ăsta, cu grijă, l-am mai tot scos noi, fără să îl stricăm, gen. Bun. Asta lasă un pic mai greu. Bă, da, fain e joystick-ul ăla, bă, aia. Fain, așa-i? Uai, Zarovski. Bun, am scos trimul ăsta fără să îl prea necăjim. Că, nu, vezi că se mai necăjește și ele de la vârste, de la probleme, de la bun. Și acum am spus că scoatem chestia asta. Bun. Lateralul. Laterala, da, pe care vine lumina. 1. 2. 3 și a patra. Ca la tablă, înțelegi? Poartă în casă, bun. Îl scoatem ușor și cu grijă. Bun. Și se înlocuiește ăsta care este simplu cu acesta care este cu lumină ambientală. Care are LED-ul. Da, are LED-ul.
banda luminată. Și este cu carbon. Pe care vrei, cu carbon sau fără carbon. Știi? No, bun. Acum, treaba stă în felul următor. Scoatem din cutie un cablaj din ăsta, pentru că ne trebuie un cablaj. Becul este alimentate cu... cu curent, nu? Cu curent, cu fire, exact. Am un cablaj din ăsta și trebuie să ridicăm consola asta un pic în sus ca să putem trece cablajul pe dedesubt, să nu ne chinim, pentru că un cablaj din ăsta vine într-o parte, vezi, se clipsează aici, unul într-o parte, unul într-alta, de dedesubt, se merge și se alimentează de la becul mașinii de sub torpedou. Deci noi vom trebui să tragem firul ăsta pe dedesubt, pe aici, uite așa, până dedesubt acolo, dar aici trebuie desfăcute șuruburile astea de la consolă, ridicată puțin consola sus, fără să umblăm la mufă, la nimic, băgăm cablajul, conectăm înapoi și rezolvăm. Șase șuruburi are consola, bun. Bun. Dăm șase de pe stânga jos, uita, ridicăm în sus, bun. Scoatem și pe asta. Bă, ce fain ieșit. Da, și clemele astea, am văzut că pe cele noi nu sunt clemele acestea. Și trebuie luate clemele de metal de pe ăsta și puse pe cel nou. Că dacă îl pui fără clemele de metal, nu se clipsează în consolă. Acum luăm clemele rapid cu o șurubelniță. Se scot numai ușor de aici, știi? Le scoatem de pe plasticul ăsta. Câte una, câte una, câte puțin. Să trecem cu cablajul ăsta pe dedesubt, pe aici. Vezi, doamna Riu? Uite așa. Pe dedesubt, pe dedesubt pe aici și să ieșim în capătul la lumina ambientală care se află aici. Deci, pe aici așa undeva vine lumina ambientală. Bun. Prin tubul ăsta, lumina se transmite prin tub. Așa se face, știi? Uite acum ți arăt. Bun. Am luat clemele care trebuie să le punem pe... și le punem aici toate. Încerc și cu grijă una. Două, ai ce greu, să bagă clemele astea și să și scot greu, trebuie răbdare. Fără clemele astea nu mai stă trimul la locul lui, zici că ai șoareci în mașină. Scârție de poate ruinează. Fără cleme era bai, băgăm ăsta în ăsta, în tubul care se aprinde, vezi, așa, și îi dăm o bandă aici, ori de care bandă, ca să nu cumva să iasă. De la vibrații, da, să nu iasă ăla din capătul tubului, știi? Și atunci îi dăm o bandă aici, sub trim care nu se vede, pentru siguranță, gen. Și acum îl montăm la loc. Ai văzut că aici, în partea din față, are două cleme, el se bagă așa și după aceea se clipsează. Bun. S-a clipsat. Alexei, nu ce faci? Salut, domnul Aliu, ce se faci? Ce ai acolo? Alt box? Da, fă. Box, unboxing. Cred că am fost la capitolul grile. Am mai cumpărat ceva grile, mă, la mașina asta, bă, domnul Aliu. Hai să-ți arăt. Ia. Uite aici, fă. Eu, mă, ce sunt alea, fă? Vai, ce sunt ghearele lui Wolverine. Ca Wolverine, vezi? Fii atent. Hai să vedem un pic de unde vin. Îl avem și pe whisky. Fratele nostru. Bă, acolo vine, mă, Alexu. Da. Uită, fără cu. Cu ce vine prins? Cu bandă dublă adezivă. Cu bandă dublă adezivă. Faci bulac. Puțin altă mașină. Salut, fra, ce faci? Ceau. Mergi în țările calde. A plecat cu decapotabila. Ceau, ceau. Ceau. Breeze up.